Salutare, prieteni! Astăzi vreau ca să vă arăt un reportaj cu mine de acum 4 sau 5 ani de zile, nu mai știu, 2012 sau 2013 este reportajul ăsta, pe care l-am dat la o televiziune internațională, la o televiziune franco-germană, mai exact. Am fost contactat atunci, în anul acela, am fost contactat de niște străini, de niște francezi, mai exact, care mi-au spus că vor să facă un reportaj cu mine despre parcurs și despre România, mai exact despre fabricile părăsite din România, fabrici, uzine și, în general, locurile astea părăsite mai imense în care noi ne antrenăm. În general, foarte mulți dintre practicanții de parcurs și de freerunning folosim locurile părăsite ca și loc de antrenament. Ideea reportajului este următoarea. Aceste fabrici, aceste uzine erau pline de viață înainte datorită părinților noștri care munceau în ele și erau pline de viață aceste fabrici, iar acum sunt datorită nouă practicanților de parcurs. Și prin asta eu vreau să arate că aceste clădiri nu sunt în totalitate părăsite precum erau înainte. O să vedeți pe parcurs despre ce este vorba, dar în principal asta este ideea, că noi ca practicanți de parcurs ne antrenam în acele clădiri. Ideea este că reportajul ăsta a fost dat la mai multe canale din toată lumea, în general a fost Franța și Germania, pentru că de la ei a fost franco-german site-ul ăsta și televiziunea națională, internațională care este acolo la ei, și după care a fost dat și în Canada și în America și așa mai departe, nu doar în Europa. Deci a fost un fel de reportaj internațional în care ei au vrut să arate o parte, o latură a României mai părăsită, să zic așa. Iar acum hai să revedem împreună acest reportaj. Pauză. După cum se vede de aici, eram împreună cu încă 4 prieteni, printre care și Florentin. Deci eram eu, Florentin și cu încă 3 prieteni, am fost 5 persoane în reportajul ăsta. Doar că acolo Laurențiu de fapt este Valentin și iau cam greșit numele, dar asta e partea a doua. Și reportajul, să știți că este tot în engleză, deci dublat în engleză, așa că trebuie să știți măcar engleza de bază, pentru că am ales varianta în engleză. Dacă alegeam franceză sau germană, nu cred că înțelegeau nici măcar 2% din populație, așa că am ales varianta în engleză, pentru că nu a fost dat, deci cum am spus, reportajul ăsta a fost dat pe plan internațional, dar nu a fost dat în România, deci a venit de la francezi și de la germani în principal, după care a fost dat în mai multe țări, cum și-au împărțit ei televiziunea și așa mai departe, așa că trebuie să știți puțin engleză. These guys are in search for the perfect obstacle. All abandoned places like this are fascinating. If we find a new one, then it really makes an Dacă vă întrebați ce aveam pe aici, aveam coșuri, aveam acne, eram în perioada aia prin care trec foarte mulți dintre noi, ori în adolescență, ori, în fine, nu mai contează. Aveam coșuri, acum nu mai am, mi-au trecut. Impression because you never know what kind of obstacles you'll find. But there are many places like this, so our possibilities are pretty infinite. Bogdan, his brother Florentin, and their friends are all passionate about parkour. They look everywhere for new challenges. Old factories are their favorites, and there are plenty around. It all started with a few internet. Acolo unde a sărit, era plin de saci, saci cu bidoane, nu mai știu ce era acolo, cum eram în fabrici părăsite, în fabrici de la noi din oraș, aici toate fabricile astea, o parte dintre ele nu au putut să intrăm în toate unde ne-au lăsat, în principal pentru că unele mai aveau pază. Și am vorbit cu paznicii ca să ne lase să facem acolo un reportaj. O să vedeți acum, mi-e ciudă că nu arată toate fazele, dar oricum. That videos, that's where they learn the basics. We want to push beyond our limits, to create new things. În locul acela am o filmare foarte mișto făcut ca un film de groază, o să vi-l arăt altă dată. Before I started doing parkour, I could jump a distance of a meter and a half. Now I can do 3. Acum sar aproape 3 metri. Parkour courses have yet to be built in Romania, but the boys wouldn't like those anyway. They say the physical zona asta pe care o vedeți acum în secvența asta, de ce genială, acolo erau foarte multe ruine, deci a fost o fabrică de petrol, nu știu exact ce a fost sincer acolo, făceau mai multe chestii,
dar a fost foarte bună ca loc de antrenament pentru noi, pentru că în ziua de astăzi s-a cam stricat aproape tot acolo, au furat ăia tot. Challenge is one aspect of parkour. The other is experiencing locations, even if it's just an abandoned concrete factory. Câte locuri, o mulțime de locuri. Uneori, da, când mă duc într-un loc nou. The first thing I ask myself when I find a new spot is, what kind of factory was it? What kind of people were here? What did they produce here? Este păcat pentru că s-au închis aceste fabrici. It's an old manual. About safety on the job. Instructajul la loc de muncă. And the names. Admis la lucru, nimic. Acolo noi găsisem o hârtie care aparținea lucrătorilor de acolo, bănesc, sau așa ceva, pentru că prin anumite fabrici sau locuri mai găsești anumite obiecte. Și ne-au pus să arătăm ce am găsit noi acolo, să citim puțin, să vedem așa de show mai mult. Look here. Ladislav. And directions for new employees. Într-un scop mai bun. I feel sorry for the people who worked here. These places had a good purpose, but now that they're deserted, we can use them for parkour. Ca locuri de antrenament. They're already looking for the next adventure. Bogdan wants to be a sports instructor, but he's still studying. Dacă ați înțeles ce a spus, a spus că Bogdan vrea să fie instructor de sport, dar încă studiază. Deci eram la facultate, după cum am spus, eram anul 1, anul 2, nu mai țin minte, sau anul 3. Oricum, eram la facultate în anii aia, reportajul e de acum câțiva ani. But whenever he can, he and his friends go out and search. Și visul mi s-a îndeplinit. Acum sunt instructor de sport. De fapt, sunt profesor de sport și așa mai departe, antrenor. Search of more ruins. There are plenty of them in Tekhuch. At one time, it was a small industrial town, but with the end of communism, there went thousands of jobs. Da? Odată cu comunismul. Bogdan and Florentine's mother Lena found herself out of work. Așa, asta aici ce-a fost, deci. Bă, asta. Aici ce-a fost. Now there's just ruins left. Deci, aici au venit și la noi acasă, au vrut să vorbească chiar și cu părinții noștri, după cum vedeți, ăștia sunt părinții noștri. Ei au vrut ca să vadă ce părere au părinții noștri despre ceea ce facem, despre locurile unde ne antrenăm, dacă este riscant, dacă nu este riscant, dacă ne susțin în ceea ce facem și așa mai departe. Pentru că, exact, mama mea a și lucrat în una dintre acele fabrici când era ea în tinerețe, când avea 20-20 ceva de ani, de vârsta mea, ea a lucrat în acele fabrici, deci știa cum erau acele fabrici înainte, de aceea au și vrut să vorbească cu ea și cum sunt acum când noi ne antrenăm. Deci acum sunt niște ziduri, efectiv. Și înainte erau pline. Lena worked in a factory that made jam. She finds it strange that her boys spend their time playing where she and her generation worked. Asta e viața. That's life. Something goes and something comes in its place. Și dacă au ales să facă parkour. When my boys do parkour here, that's great. Maybe that's the only thing you can do with these old factories these days. At the moment, that seems to be the case. Back in another factory, one that's just been sold but unlikely to open soon, Bogdan and his friends continue to pursue their sporting passion while the owner looks the other way. Cam asta a fost reportajul, a avut în jur de 4 minute până în 5 minute. Nu a fost foarte mare, deși am lucrat 2 zile, adică 2 zile ne-am tot plimbat prin diferite fabrici, au fost cu noi și ne-au filmat, după cum ați văzut. Și mi este ciudă pentru că nu au arătat nici măcar jumătate din ceea ce ne-au filmat, pentru că ne-au filmat în foarte multe locuri, în vreo 3-4 fabrici din oraș și au filmat niște faze super mișto, deci ei nu știu, reporterii ăștia în general nu prea știu ca să pună, să aleagă fazele cele mai bune, au pus tot după capul lor, dar în fine asta e partea a doua. Mi-e ciudă că nu mi-au dat nici filmările, sincer nu mi-au dat filmările mie, materialul brut să le fie editat, o să le fi prelucrat, că aș fi arătat mai multe, asta e, nu am ce face. Dar în principal ideea, după cum ați văzut, a fost că fabricile erau pline de viață înainte și acum sunt din nou datorită nouă. Practicanților de sporturi extreme, să le zic așa, pentru că nu doar cei care fac parkour se duc acolo, se duc
mai mulți sportivi prin clădiri părăsite. Ăsta e unul dintre reportajele pe care eu le-am dat, pentru că m-ați întrebat foarte mult dacă am apărut pe la televizor sau chestii de genul. Da, am apărut la televizor, dar nu am fost la emisiuni televizate. Dar nu am fost la emisiuni televizate sau așa ceva. Am dat câteva reportaje despre parcurs, despre ceea ce îmi place mie să fac. Și dacă vreți, o să vă mai arăt reportaje de genul ăsta, dar apăsați butonul de like pentru a mă susține și pentru a vedea că vreți asta. Deci apăsați aici butonul de like și eu o să vă mai arăt reportaje cu mine, doar că trebuie să le caut pentru că sunt pe internet. Nu prea le-am pe calculator ăsta, m-am chinuit să-l caut ceva timp. Așa că apăsați butonul de like, spuneți în comentarii dacă vreți și eu am să vă mai arăt și alte episoade. A, da, și nu uitați, vreau să fac un Q&A, așa că lăsați-mi întrebări pentru Q&A-ul care o să-l fac zilele următoare. Așa că numai bine!